Desvăluirea acestei mistici este crearea Evei ca mamă din Adam, ca mama copiilor lui Adam. Nu Adam se împarte în două, ca androginul ce se diferențiază ca sex. Adam rămâne același Adam bărbat chip de Dumnezeu. Și doar partea sa de corp chip de creație este luată ca plămadă a unui chip pur de creație ca Eva, femeie mamă, care și ea este doar ca trup, sens, destin, de creație, creație, ca suflet și ea fiind tot chip de Adam, om, chip de Dumnezeu. Cine nu înțelege această mistică a chipului de Dumnezeu, ce creând se unește de fapt cu creația însăși, nu pricepe nici mistica suflet-corp confundându-le cu mistica unirii Dumnezeu creație. De aici amestecul până la vulgar al erosului sex în mistică. Isihasmul separă net mistica pură Dumnezeu creație de mistica chip suflet corp, cât și de mistica căsătoriei familiei. Astfel, noi stabilim mai întâi realitățile pur sufletești apoi pe cele pur corporale, și apoi deschiderile lor în complexul manifestărilor. În general, acestea toate se amestecă, se confundă între ele, până la erori fundamentale. Ca mistică isihastă, noi facem niște pătrunderi chiar peste teologia obișnuită. Ca practică, isihasmul se lovește de realități dincolo de simplele înțelegeri toate misticile pornesc de la minte. Mintea se confundă cu sufletul. În isihasm, mintea trebuie să tacă. Doar să fie vehicol al unei alte realități superioare. Mintea este memoria corpului și a creației în general. Este memoria și limbajul decăderii. Este vinovatul orbirii și imperfecțiunii toate păcatele sunt puse în cârca minții. Prin minte, corpul devine realitate de bază după cădere. Mintea devine însuși sufletul corpului. Ce eroare! Mintea în isihasm se smerește de la început, să tacă, să îngenuncheze în inimă și să plângă. Mintea are în sine tot corpul. Mintea coborâtă în inimă înseamnă mergerea corpului ca să se întâlnească cu Sufletul. Inima este ușa Sufletului. Mintea este adusă la ușă unde să cerșească iertarea și împăcarea. Mintea este desfrânatul ce se întoarce acasă. Dar mintea, în mistica isihastă, este tot corpul, toată creația cu toate înșelările și îndrăcirile ei. Mintea este Eva ce se întoarce în Adam, cu asta ce se pune la loc, în pieptul lui Adam. Mistica isihastă nu mai este căsătorie mistică nu mai este vrajă joc semiprofan. Mistica isihastă este cina cea de taină. O spățul ceresc împărătesc, părintesc. Unirea creație Dumnezeu nu este căsătorie. Este mai presus de aceasta. Este o spățul împărtășirea transcendentală, comuniunea, iubirea, beatitudinea absolută, în care se absoarbe și se transfigurează totul. Mistica Isihastă este o spățul greu total, nu patul nupțial ascuns singularizat. Isihasmul nu este mistică energetică feministă ce tinde la unirea cu principiul său masculin transcendent ci este mistică adamică care absoarbe pe Eva energia sa care punerea coastei la loc și așa întreg ca transcendent de creație să intre în unire vorbire cu transcendentul creator Dumnezeu sufletul este adamul din noi iar corpul este eva din noi sufletul este euul duhul spiritul care pe scurt este consemnat în filocalie ca duhul sufletul iar corpul este mintea simțirea rațiunea pe scurt mintea eva creația în sine adam cade din rai prin eva minte adam vrea să se întoarcă la dumnezeu dar mintea eva îl oprește adam s-a încurcat destul cu eva mintea și prin ea nu este nicio nădejde de reîntoarcere. Adam sufletul convinge pe Eva mintea să-l lase în pace sau de nu, se desparte provizoriu de ea. Isihasmul nu începe cu mintea, cu mistica de minte, cum fac celelalte mistici necreștine, ca mistică de corp ce să se transforme în suflet. Mintea corpul Eva nu va fi niciodată convinsă să se întoarcă în suflet. Așa? Adam sufletul direct face actul întoarcerii la Dumnezeu. Isihasmul sare inițial peste corp minte Eva, pur și simplu le lasă în gol și ca suflet direct pornește pe drumul cerului. Sufletul se refugiază în inimă, în care mintea Eva vine după el. Mintea Eva, în inimă piept, se preface în coasta Adamică. Și așa, Adam devine omul integral, chip total de Dumnezeu. Acum începe adevărata mistică isihastă. Scriptura este atât simbolică cât și reală. Acum, mintea începe și ea să facă mistică isihastă. Mistica isihastă a minții este doar în inimă, nu în cap, cum este la alte mistici. Căderea Creației, Marea Ruptură în sine. Și în afară de sine. Noi ne-am obișnuit cu chipul căzut până la acceptarea lui ca realitate de fapt. Ce oribil! Amestecăm perfectul cu imperfectul, noi uităm de adevăratul chip al realității. Noi cădem în iluzia realității, de Adaos artificial închipuită. Ca realitate în sine, creația este model de Dumnezeu. Dumnezeu este unul trăime și har energii necreate. La fel, creația concretizată este dualitate suflet-corp. Dar creația mai este încă ceva. Este model de Dumnezeu și model de creație, creație deja împreunate. Creația nu este imitație de Dumnezeu în altă substanță creată. Este o creație cu adevărat. Ca unirea mistică între Dumnezeu model și creație ce nu a mai fost și așa, chipul de creație este un chip aparte de Dumnezeu, dar nu străin de Dumnezeu. Creația față de Dumnezeu este dublu chip. Model de Dumnezeu și model de creație în unitate de plină. Și acest chip dublu este chipul care comunică cu Dumnezeu. Dumnezeu în creație este de două ori, odată ca model arhetipal și încă odată ca persoană ce comunică cu creația tot ca persoană. Misticile necreștine recunosc modelul arhetipal al creației, confundându-se chiar cu acesta, dar uită de adevărata relație peste modelul divin, ca două realități de pline față. Către față. Mistica isihastă pune bază pe această relație interpersonală de întreguri, Dumnezeu creație, și nu pe mistica de modele divine din creație. Și isihasmul are în vedere mistica de modele din interiorul creației. Dar, prin vederea misticii propriu-zise, relația interpersonală creație-Dumnezeu. Prin cădere, creația întâi se desparte de Dumnezeu ca realitate personală. De aceea este păcat. După această despărțire, apar nenorocirile creației independente, care înlocuiesc pe Dumnezeu cu proprie divinitate, inventând noi modele anti-arhetipale. Ce dau drama propria creației căzute. Îngerii cad primii. Ei inventează anti-arhetipurile. Când căderea este model diavolesc. Pe aceste modele cade și natura și omul, deși, ca realitate proprie, creația este realitate integrală. ca realitate integrală personală, se desparte de Creator. Dar creația are în fondul său modelele dumnezeiești, pe care nu le poate distruge. Dumnezeu nu se poate omorâ. Creația intră în nebunia fugii de Dumnezeu, dar nu are unde să se ascundă în sine dă de semnele modelele dumnezeiești de aici practicile mistice ale găsirii lui Dumnezeu în adâncul sinelui care sunt însă insuficiente căci în sine nu te întâlnești cu Dumnezeu ci cu semnele modelele sale așa creația fuge de Dumnezeu și închide ochii să nu-l mai vadă cu ochii închiși creația se închipuie doar pe sine își fabrică închipuiri care să înlocuiască modelele dumnezeiești așa apar primele modele de adaus înlocuitoare contrarii celor primordiale un nou chip fantomatic se plăsmuiește din tenebrele închipuirii.